Bun găsit, dragii mei! Astăzi vom pregăti împreună un cotlet de porc cu cartofi la cuptor. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie să ne apucăm de treabă. Avem nevoie de 1 kg de cotlet, 6 cartofi, 2 cepe, 4 linguri de ulei, o linguriță de cimbru, o linguriță de oregan, o linguriță de sare. Mai întâi tocăm cartofii. Eu am ales, așa am avut. Acesta este un cartof, dar l-am tăiat eu, este mov și un cartof din acesta dulce, care l-am avut în frigider și am zis să-l pun și pe el. Dar, în mod normal, ne-ar trebui doar 6 cartofi. Sau depinde de câte persoane sunteți dumneavoastră, dacă vreți să faceți mai mulți. Eu am tăiat acest cartof în două. Pe acesta încerc să-l tai la fel. În două. Tăiem cartofii în patru. Cotletul meu cântărește 1 kg 100. O să-l tai, cred că, în trei bucăți. Am tăiat cotletul în trei bucăți, cum v-am zis. Acum ne apucăm să-l așezăm în tavă. Eu am tapetat aici o tavă cu hârtie de copt. Tot timpul așa fac. Acum pun uleiul. Iau câte o bucățică de cotlet și o ung așa cu puțin ulei și pe o parte și pe cealaltă. Uitați, are și puțină grăsime, este împănat, este cum trebuie. Și începem să punem și din condimente și sare. Presărăm puțină sare pe fiecare parte, puțin cimbru, nu foarte mult, sau depinde de gustul fiecăruia. Întoarcem și pe partea cealaltă și procedăm la fel, puțină sare. Și puțin cimbru. Așezăm și cartofii acum. Puțin oregano. Punem și ceapa. Ceapa care o tem tot la fel.
Merge foarte bine cu cartofii și cu carnea la cuptor. Punem hârtia de copt, după cum bine știți că procedez eu. Cuptorul meu s-a încins. V-am spus, nu-mi place să am aluminiu în contact cu mâncarea. Așa procedez eu. Acum împachetez cu folie de aluminiu. Și dăm tava la cuptor pentru o oră, o oră și 20 de minute. Vom vedea după o oră. La 200 de grade cuptorul. Ne vom uita. O să descoperim, o să-i luăm foaia de aluminiu și o lăsăm un pic să se rumânească după o oră. Ce bine arată! O să oprim acum cuptorul. Exact 2 ore au stat la cuptor, la 200 de grade. 20 de minute înainte de 2 ore, deci 1 oră și 40 au stat acoperit și 20 de minute i-am lăsat descoperit ca să se rumenească. Uitați ce bine arată! Eu vă poftesc pe dumneavoastră să faceți această rețetă. Cred că o să vă placă. Eu vă doresc poftă bună și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, să-mi lăsați comentarii. La revedere, pe data viitoare la o altă rețetă.